De ce? Bun, păi dacă reprezinți România, eu una aș lua, aș chema ăștia reprezentanții NATO și aș avea o discuție cu ei. Ok, avem un tratat. Bun, hai să vedem care sunt limitele tratatului. Hai să vedem în ce mă băgați voi pe mine și încălcați tratatul. Hai să vă spun că tratatul ăsta trebuie să-mi respecte și mie legile țării. Hai Aruna. să vă spun că aici românii mei sunt mai presus decât voi ăștia din NATO. Ok, am de îndeplinit un tratat, da. Dar voi sunteți primii care trebuie să-l respectați pentru că voi îl încălcați. Le-a spus cineva vreodată celor din NATO așa ceva? Le-a spus celor din Statele Unite ale Americii, vreun reprezentant al României așa ceva? Mie mi se impune să respect, respect. Dar e reciprocitate. Și tu trebuie să respecti. Indiferent că te numești Statele Unite, indiferent al Americii, indiferent că te numești NATO, indiferent că te numești ONU, indiferent că te numești Federația Rusă, indiferent că te numești Germania, Franța, Italia, Spania, și tu trebuie să mă respecti și să respecti condițiile la care ne-am angajat cu toții. Nu numai eu. Pentru că în acest moment România e singura care își respectă mai mult decât trebuie tratatele, în timp ce România și românii nu sunt respectați de nimeni. Este singurul lucru pe care le vreau. Este primul lucru pe care le vreau schimbat. E cel mai important lucru. E să de la candidații de la europarlamentare habar nu au ce înseamnă Parlamentul European. Habar nu au ce înseamnă să faci colaborări cu partidele din, din, grupul în care te vei afilia. Pentru că dacă nu te vei afilia, nu te ia nimeni în considerare. Pentru că dacă nu ai susținere internațională, nu te ia nimeni în considerare. Pentru că dacă nu știi să faci politică externă și nu știi să-ți găsești susținători, nu te ia nimeni în considerare. Ești un număr de, într-un număr de 700 și ceva de europarlamentari. Te pierzi. Tu trebuie să știi să-ți negociezi locul. Ce face un europarlamentar care nu știe măcar engleză? Ce face un europarlamentar care nu are studii? Ce face un europarlamentar pe care nu-l recomandă nimic? Dăștia avem acolo și sunt o groază pe liste sau independenți care sunt de această factură? Da. Ce faci cu ei? A, își iau 7800 de euro pe lună, după care, că mă uitam la o emisiune, vai, dar ăstora nici nu le mai trebuie al doilea mandat. Păi la ce le mai trebuie al doilea mandat? Că ies cu pensie de 8000 de euro pe lună. Asta da, a da? Da, da, da? da, se duc cei mai mulți. De-aia nu i-au zis că vorbești ce vorbesc eu sau cei din eso România. Pentru că dacă ar vorbi ceea ce vorbesc eu sau noi, cei din eso România, și-ar tăia craca de sub picioare și nu i mai alege, nu i mai ajuta ăștia globaliștii să acceadă acolo. Pentru că, ca să fim serios, se fac niște jocuri. Se fac jocuri la urne. Atenție! Atenție la furt! Atenție la tot ceea ce înseamnă această acțiune prin care de la nivelul Uniunii Europene se cere să se facă astfel de acțiuni de fraudă electorală. Și mi-asum ceea ce spun. Da. Da, azi, că mai avem câteva minute. Oare ce a căutat Claus Iohannis, doamna senatoră, în Americii? Am văzut, s-a pozat, dar îmi teamă mie că iarăși, ca de fiecare dată, ne-am amanetat, ca să spun așa elegant, și mai mult. Scopul, motivul, nu l-am putut afla, a băiguit și domnia sa ceva, am văzut și Joe Biden. Explicați-ne și nouă cetățenilor, domnule Claus Ioanes. Pe de altă parte, să dăm arme Ucrainei, doamna senator. Care însemna asta? Domnul Iohannis, nu s-a dus în Statele Unite. A fost chemat. Că nu se duce când vrea el. Acolo nu poți să ajungi la Biden decât dacă ești chemat ca o slugă și te duci. Este finalul mandatului lui. El, dacă rămâne în România, deși îi fac ea, probabil că îi fac buncăr acolo ca să nu-l omoare românii. De-aia se bagă 9 milioane de euro în acea casă. Domnul Iohannis s-a dus să mai negocieze un pic. Rolul pe care îl va avea în NATO. E clar că nu îl vor ca secretar general, nu îl vor în nicio funcție. Probabil că a dezamăgit din anumite puncte de vedere, pentru că totuși aici, în România, a avut o poziție, o poziție care a contat în ceea ce privește războiul dintre Ucraina și Rusia. Și fără, fără modestie... Vă spun că am fost unica opoziție și uh, unica voce care a adus adevărul poporului da. uh, român. Și știm foarte bine lucrul ăsta. Și, evident, că n-a mai putut să facă ceea ce i s-a cerut. România livrează arme Ucrainei de foarte mult timp, aproape de la început. De aceea suntem și într-o stare de beligeranță cu Rusia. Uh, domnul Iohannis este disperat. Evident că s-a. Dacă tot s-a dus, s-a vorbit de ce funcție o să ocupe el. Și, evident, că o replică, i s-a spus să o să ocup funcția în funcție de ceea ce vei face și cum vei răspunde la nevoile noastre, ale americanilor. Ce i s-a cerut? I s-a cerut pe lângă arme pe care să le dăm Ucrainei, nu mai vorbim că deja antrenăm piloți ucraineni aici și suntem. Deci suntem pe muchie de cuții să intrăm în război cu Rusia. Acum solicită ca acel scut al nostru numit Patriot, da. um, care, mă rog, se spune că ar fi cel mai performant, nu știu cât de performant e, că am văzut în Israel ce s-a întâmplat cu cel mai performant scut din lume, uh, n-a făcut față și i-au uh, distrus uh, iranienii. Uh, asta ca să o mai lăsăm mai moale cu chestia asta. Um, Ni se cere să renunțăm la scutul nostru patriot și să îl donăm ucrainenilor. Adică, ce Ui, să mai? Da să vedem. ce avem, da? La revedere, drum bun uh, și să se folosească alții de el. Da. Dar, în acel moment, tu iar te poziționezi într-o stare de amenințare față de Rusia, pe de o parte, iar pe de altă parte te poziționezi într-o stare lipsită de apărare a ta. Păi ne-ați adus scutul ăla, mă rog, l-am cumpărat, ca să ne apere. Păi nu. Păi dacă eu îl dau Ucrainei, pe mine mă descoperită? Deci dintr-o poziție ameninți Rusia, dintr-o altă poziție amenințând Rusia, eu nu mai am scut de apărare. Dumneavoastră nu înțelegeți că aici se solicită efectiv să intrăm în război cu Rusia? Eu asta decelez aici. Că nu se poate nimic altceva decât să intrăm în război. Asta se dorește, ăsta este interesul. Alt interes nu este domnul Huțanu. Suntem efectiv împinși către un război care nu ne aparține. Pentru că sunt interesele mult mai mari da, decât, decât ne putem noi închipui. Iar războiul aduce bani. Cea mai mare producție și cei mai mulți bani aduce industria militară. Și uitați-vă cum peste tot, în toată lumea, sunt teatre de război. Absolut peste tot. Și atunci interesul primordial este de a crea război.